Și voile puternice au făcut prăpăd în toată țara în ultimele 24 de ore. Salvatorii, pompierii, polițiștii și carabinierii au efectuat peste 300 de misiuni de lichidare a consecințelor ploilor. Este vorba de lucrări de deblocare a drumurilor, defrișarea arborilor căzuți, evacuarea persoanelor, iar în 32 de cazuri, salvatorii au intervenit pentru pomparea apelor din gospodăriile oamenilor. Sudul țării a fost cel mai afectat, în special raioanele Cantemir, Hâncești și Leova. În prezent mai există riscuri de cedarea barajului în satul Sărata Nouă, raionul Leova, iar autoritățile depun eforturi pentru consolidarea digurilor de protecție pe râul Nistru de-a lungul raionului Ștefan Vodă în localitățile Răscăieți, Olenești, Crocmaz și Tudora. În urma ploilor abundente, satul Sărata Nouă din raionul Leova e de necunoscut. Apele mari au inundat drumuri și distrus bunurile oamenilor. Printre păgubași se numără și fermierul Mihai Rudcov. Ploaia i-a inundat depozitul în care păstra cele 500 de tone de floarea soarelui pregătite pentru vânzare. Bărbatul nu știe dacă mai poate salva ceva pentru că apa în depozit ajunsese la un metru înălțime. Tehnic a fost. După cum vedeți, totul suferit, adică au namolit și am... Scoatem, încercăm să uscăm floarea, nu știu. O să vedem ce e încolo, că avem circa 500 de tone de floare, o 50 de grâu. Se vede, un metru, 30-40 era plin cu apă. Am avut motorină, 6 tone, tot s-o pierdut. Vitura trecută văluc și peste tabăra Neptun din Sărata Nouă. După ploaie, drumul de acces a fost distrus în totalitate, iar stadionul îngropat în nămol. Aici l-am întâlnit pe paznicul taberei de odihnă, Valeriu Popa. Când am dat apă de colindeal, s-o scaut și făcut. Parcă l-o cu tractorul ăla. A, când e înainte? Da, înainte. Stadion. Stadion, că acolo facem rugul la copii, facem când ultima zi de tabără. Ia, gard, ia. Ia, că așa era gard din an, frumos. Da? Sectă și-a făcut. Și iazul din localitate arată ca după un adevărat potop. Așa arată după ultima ploaie iazul din satul Sărata Nouă. Localnicii spun că vara acesta era practic secat. Acum iazul este de două ori mai mare. Viitura a lăsat în urmă copaci prăbușiți, bucăți de asfalt proaspăt rupte din drum și mormane de deșeuri. Prim-ministrul Dorin Recean a fost sâmbătă seara în raionul Leova pentru a evalua situația din localitățile Romanovca și Sărata Nouă. A dat divali toate beciurile spline, aici au intrat și în casă. E, și poarta, păsările sunt înnecate. Cea mai mare bubă scrie astea, podurile noastre, reparat inițial. Și în satul Cărpineni, raionul Hâncești, șuvoaiele de apă au deteriorat mai multe drumuri. Oamenii spun că au tras o sperietură mare. Noi suntem în pantă și mult vine apă din partea de la deal. Da, ne-a luat, ne-a dus pământul până în drum. Greu a fost atât. Eu singur aici, o mălită, pe o gradă. Hudița, nu aveam drum, eu n-am unde să mă duc pe pâine. Apă din beci, ați scos-o sau nu? Am scos-o, dar cum? Eu știu, 200 de chili, 300 de chili. Nu, eu sunt ca nici. Și ca drumul se care la biserică, mergi, știți tot, e ceva strașnic când mergi. Râpă, tot făcut, chiatră, tot, o adus-o tot în vale. În timpul ploii puternice, pe această ulicioară, șuvoaiele au spălat piatra adunată de localnici. De fapt, aceste bucăți de cărămidă și materiale de construcții adunate de localnicii de Mahala făceau acest drum practicabil și pe timp de ploaie. Acum aceștia spun că nu îl pot urca nici pe jos. Din cauza daunelor provocate de ploi, numărul apelurilor la numărul unic de urgență 112 a crescut cu aproape 33%, înregistrându-se și peste 500 de solicitări pe oră. Astăzi, pentru lichidarea consecințelor intemperiilor, au fost antrenați aproximativ 2000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne cu 328 de unități de tehnică. Situația pe întreaga țară este gestionată de responsabilii din cadrul Centrului de Dirijare în situații excepționale, care activează în regim non-stop.